Potrivit Institutului Național de Statistică, un român a mâncat în medie anul trecut peste 88 de kilograme de pâine și doar 64 de kilograme de carne și preparate din carne. Datele reflectă nivelul de trai din România și obiceiurile din copilărie, ne spun nutriționiștii. Conform știrile ProTV.ro, de la niciun român nu trebuie să lipsească pâinea de pe masă și nici nu lipsește, după cum arată datele oficiale. Pâinea este unul dintre cele mai consumate alimente în țara noastră. Anul trecut, un român a mâncat în medie peste 88 de kilograme, unii o mănâncă la orice masă, alții o aleg pentru că este ieftină și ține de foame. Nu întâmplător au apărut foarte multe brutării cu numeroase sortimente de pâine. Chiar dacă față de 2020 și consumul de carne a crescut ușor, pentru majoritatea românilor este dificil să aibă zilnic măcar o masă cu carne de porc, pasăre sau vită, așa că rămânem în urma țărilor dezvoltate și la acest capitol. În timp ce un român mănâncă aproape 47 de kilograme de carne, fără alte preparate din carne, un danez ajunge și la 110 kilograme, iar un francez la 90 de kilograme anual. Și consumul de lapte a crescut ușor anul trecut față de 2020. În medie, un român a băut într-o lună aproape 5,5 litri. Sunt însă diferențe de la gospodărie la alta. Dacă în familiile cu o singură persoană, acolo unde sunt vârstnici în principal, s-au consumat chiar și 7,5 litri de lapte într-o lună. În familiile cu mai mulți membri șomeri, consumul a fost de doar 4,5 litri. Aceeași tendință a urmat-o și smântâna și brânzeturile, doar că în acest caz cantitățile sunt mai mici, aproape 2 kg lunar în familiile de pensionari și puțin peste 1 kg în familiile fără un venit stabil, relatează știrile ProTV.ro.